La începutul anilor 2000, membrii companiei Man of Action au fost aduși la Cartoon Network pentru a prezenta 20 de idei în 20 de minute. Ideea care a fost aleasă a intrat în dezvoltare, s-a conturat în ceea ce știm astăzi ca Ben 10 Classic. Serialul s-a potrivit perfect cu noua ascensiune a desenelor animate de acțiune, dar s-a remarcat prin faptul că avea cel mai complex univers și dezvoltarea poveștii. Dacă întrebi un fan Ben 10, vei afla că ceea ce atrage pe oameni în mod frecvent la acest serial este universul pe care l-a creat. Fiecare extraterestru în care se transformă Ben are o specie, o lume de origine și ceva de învățat despre el. A fost mereu special atunci când Ben întâlnea unul dintre extraterestrii în care se putea transforma și la începutul domniei lui Ben 10, chiar dacă era totuși un desen animat, avea o anumită legătură cu realitatea. Aventurile păreau credibile, existau teme de explorare și mister, cu toate elementele diferite ale științifico-fantasticului și ficțiunii cu care trioul se confrunta. Erau mutanți, vrăjitori, cavaleri, dimensiuni alternative, călătorii în timp, dar totul era unit și avea sens. Nimic nu părea tras de păr, iar stilul artistic, desigur, era mult mai bun decât era necesar. Serialul clasic a construit cu adevărat temelia a ceea ce ar fi putut fi una dintre cele mai de succes francize animate din toate timpurile. Dar cum am ajuns de la aceasta la... asta. Serialul clasic din 2006, Ben 10, era diferit de orice altceva difuzat pe atunci. În timp ce părea a fi un desen animat tipic despre un băiat adolescent cu abilități extraordinare, multe surprize și factori fermecători îl deosebeau de toți adversarii săi. Și Cartoon Network era foarte conștient de acest lucru, având în vedere continuările multiple, jocurile video, producțiile derivate, jucăriile și chiar adaptările cinematografice. De două ori, prima continuare a seriei a fost intitulată Ben 10 Alien Force, cu serialul original având succes în dezvoltarea propriului univers, umorului și acțiunii. Dwayne McDuffie a fost adus în echipă pentru a ajuta la adăugarea unei direcții noi a poveștii serialului după succesul său cu animațiile precum Static Shock și Justice League Unlimited. Acest lucru a îmbunătățit doar serialul în ansamblu, legând fiecare episod al primelor două sezoane cu o poveste generală, conturând personajele principale pentru a fi mai tridimensionale și exprimând consecințele și responsabilitățile pe care Ben trebuie să le asume la o vârstă atât de fragedă, în absența bunicului său decedat pe care îl căuta atunci. În această perioadă, Ben 10 se afla la apogeul său în ceea ce privește calitatea. Aici lucrurile se schimbă. Sezonul 3 al serialului Alien Force a fost probabil cel mai rău lucru care a apărut vreodată în franciza Ben 10. Personajele s-au schimbat drastic, scăzând mult din evoluția pe care o aveau în cele două sezoane anterioare. Direcția poveștii părea să fie complet diferită, iar în afara episoadelor din prima și ultimele două părți nu exista un fir narrativ de urmat. Înainte de trecerea sa în neființă, Dwayne vizita frecvent forumurile de pe site-ul său oficial, unde răspundea la întrebări despre întreaga sa muncă, dar datorită popularității sale masive, forumurile erau dominate mai mult sau mai puțin de fan Ben 10. La acea vreme a existat o declarație scurtă despre o posibilă versiune alternativă a sezonului 3. Se pare că scenariștii intenționau să continue pe drumul pe care l-au construit în primele două sezoane. Planurile inițiale pentru sezonul 3 aveau oarecare legătură cu Kevin, suferind din nou mutații și luptând să rămână sănătos mental. În cele din urmă, nu am primit prea multe detalii pe această temă pe parcursul serialului, dar având în vedere impresia pe care ne-au dat-o sezoanele 1 și 2 ale Forței Extraterestre, probabil că s-ar fi abordat mult mai diferit. Și probabil cu acest tip de subiect, compania s-a răzgândit și a dorit să refacă povestea. Într-un interviu, Yugen Sun a menționat și el că existau alte planuri pentru sezonul 3. El a fost responsabil atât pentru cele mai bune cât și pentru cele mai proaste episoade din sezonul 3, așa că dacă cineva știa ceva, probabil el știa. Indiferent de povestea și tonul îmbunătățite pe care le-a avut Forța Extraterestră în comparație cu seria clasică, audiența era mai mare atunci când Ben, în vârstă de 10 ani, era în centrul atenției decât când era în rolul omologului său de 15 ani. Cartoon Network credea că acest lucru se datora faptului că Ben era mai simpatic când se comporta imatur și egocentric, așa că au cerut ca Ben să fie mai asemănător cu el însuși din copilărie în al treilea sezon. Sperând să crească audiența, este o rușine ca Ben să piardă toată evoluția personajului și nici măcar să nu crească audiența. Poate că nu vom afla niciodată povestea adevărată despre planurile inițiale pentru sezonul 3 și de ce canalul a cerut să fie schimbate, dar orice ar fi fost, ne-a oferit sezonul 3 făcut în grabă pe care îl cunoaștem și recunoaștem astăzi. Când s-a schimbat sezonul 3, Ben a rămas cu un dispozitiv numit Ultimatrix, o altă versiune a Omnitrixului care avea mai puține funcții decât originalul, dar îi dădea lui Ben opțiunea de a-și evolua extraterestre
miniștri la forma lor supremă, fără îndoială o tactică pentru a atrage mai mulți telespectatori. Conceptul era interesant, dar realizarea a fost puțin dezamăgitoare, ceea ce, din nefericire, devine o tendință în desfășurarea evenimentelor în serial până la finalul său. În primul rând, dintre cei 33 de extraterestri pe care avea Ben pe atunci, doar 6 aveau versiuni supreme și erau rar folosiți. Până la sfârșitul serialului, a mai deblocat doar 2. Unele versiuni aveau îmbunătățiri față de variantele lor originale, oferind un aspect nou și o extindere a puterilor lor, în timp ce altele, precum Cannonbolt, doar aveau țepi. Cu toate acestea, Ultimate Alien părea a fi un succes. Ben a avut mai multă dezvoltare a personajului în Ultimate Alien decât în orice alt serial, confruntându-se cu multiple pierderi, moarte, furie și faimă. Ceea ce a afectat Ultimate Alien a fost că serialul trebuia încă să compenseze evenimentele din sezonul 3 al Alien Force. Animația nu a abordat prea multe schimbări până la Omniverse, deci Ultimate Alien a încercat încă să se încadreze în povestea lăsată de Alien Force. În ciuda câtorva lecții pe care le-a învățat Ben sau a obstacolelor pe care le-a depășit, el tot putea să-și arate personalitatea lui de copil de 10 ani dacă povestea cerea asta. Acesta a fost poate cel mai mare dezavantaj al seriei Ultimate Alien, deoarece povestea și personajele erau dominate de acest lucru. Dagon, un demon multidimensional, susținea că Gwyn era cea mai puternică ființă din universul ei, dar dacă vreodată trebuia să o învingi, era suficient să arunci spre ea o torță aparent obișnuită și cam atât. De asemenea, episoadele oscilează haotic între episoadele care dezvoltă povestea și cele de umplutură. Într-un episod află de harta infinită, care reprezintă începutul jumătății poveștii din sezonul 2, iar în episodul următor îi aștepta pe bătăuși din copilăria sa cu emisiunea lor pe internet. Asta nu înseamnă că episoadele de umplutură sunt rele, dar ele nu reușesc să atragă prea mult interes, iar momentul în care se îmbină cu povestea principală este cel mai nepotrivit, făcând greu pentru telespectator să-și mențină interesul pentru ceea ce se întâmplă de fapt. Diferența dintre idee și execuție persistă până la final, când Vilgax se unește cu Dagon, iar Ben îl manevrează pe Ascalon împreună cu Ultimatrix-ul. Sună ca începutul unei bătălii epice cu o construcție de peste 100 de episoade și constă în faptul că se aleargă unul către celălalt, iar Ben îl înjunghe. Gata, s-a terminat. Această inconsistență în poveste a dus la o scădere a audienței. Cartoon Network a decis că Ben 10 are nevoie de o ultimă reconfigurare și astfel lumea a primit Ben 10 Omniverse. Ideea din spatele Ben 10 Omniverse era să preia cele mai bune elemente din toate cele 3 seriale anterioare și să le îmbine în ceva coerent să dezvolte lumea dincolo de Ben, Gwyn și Kevin. Însă nu s-a întâmplat așa. Stilul artistic al lui Omniverse a permis mișcări și expresii mai dinamice, fundalurile erau detaliate în mod impecabil, iar distribuția diversă de personaje a adus un suflu nou în serial. Cred că motivul pentru care oamenilor nu le-a plăcut Omniverse este pur și simplu schimbarea. De exemplu, când Haideți Tinerii Titani a fost lansat, stilul artistic a fost cea mai mare problemă a fanilor, care a lăudat cum arăta originalul Tinerii Titani. Aceeași poveste se repetă și în cazul lui Ben 10, iar oamenii au fost reticenți în fața noului stil artistic și au lăudat cum arată era Ultimate Alien Force. Cu toate acestea, atât Tinerii Titani cât și Omniverse au același stil artistic, fiind create de Derek White, care este de asemenea responsabil pentru Transformers Animated și Scooby-Doo Mystery Incorporated, alte două seriale care s-au remarcat prin execuția îndrăzneață și inovatoare a francizelor lor. Aș dori să subliniez și diferența dintre stilul artistic și animație. Stilul artistic se referă la modul în care personajele sunt desenate și prezentate, în timp ce animația se referă la mișcarea efectivă a personajelor și modul în care interacționează între ele și cum e din înconjurător. Când oamenii spun că animația din Omniverse este proastă, cred că o confundă cu stilul artistic, deoarece animația este superioară celei din Ultimate Alien Force, dar totuși nu este la fel de bună ca în serialul clasic. Continuând, compania dorea și mai mult să-l promoveze pe Ben cu rădăcinile sale mai tinere, prezentând chiar episoade bazate în întregime pe trecutul său mai tânăr, în speranță de a imita succesul seriei clasice. Ceea ce canalul nu înțelege este că farmecul serialului clasic vine de la faptul că este povestea originului Ben. Îl prezintă pe Ben la începuturile sale, când era arogan și matur, și îl dezvoltă într-un erou mai responsabil și luptător. Ne place să-l vedem pe Ben când era tânăr, deoarece încă nu a trăit situațiile care amenință întregul univers, dar după ce le-a trăit deja, reîntoarcerea la personalitatea sa anterioară este aproape jignitoare, ca și cum tot prin ceea ce a trecut, el nu semna nimic. Astfel, Omniverse anulează din nou dezvoltarea personajului din Ultimate Alien în favoarea menținerii unui Ben imatur și impulsiv. Omniversul a dorit cu adevărat să se concentreze pe un public mai tânăr, așa că a făcut mai multă reclamă momentelor comice din show în locul momentelor orientate spre acțiune. De asemenea, a evidențiat transformările mai noi și mai colorate, cum ar fi Lego. În acest punct, Ben 10 s-a îndepărtat atât de mult de senzația de realism. Dacă încerci să-ți imaginezi Lego în continuarea serialului clasic, pur și simplu nu ar avea sens. Ben 10 Omniverse a fost cel mai afectat din toate serialele
seriale de multe intervenții din partea canalului. Episoadele erau difuzate într-o ordine greșită, cauzând probleme de continuitate, cum ar fi menționarea unor evenimente înainte ca acestea să se fi întâmplat și folosirea de către Ben a unor extraterestre pe care încă nu-i deblocase. Bandai a avut de asemenea influența asupra producțiului Omniverse, cerând să existe o modalitate prin care un extraterestru să poată folosi abilitățile alt extraterestru, întrucât ar fi putut crea o gamă de jucării în jurul acestui concept, ceea ce a dus la crearea lui Skurd, un slimbiot care se atașează de Omnitrix și prea ADN-ul pentru a crea arme adaptate transformărilor lui Ben, pentru că, de ce nu? Ben 10 Omniverse nu părea să aibă cu adevărat o idee clară și despre ce fel de show vrea să fie, până mult mai târziu în desfășurarea sa, deoarece sezoanele 6 până la 8 au avut aproape senzația unui show complet diferit față de sezoanele 1 până la 4, iar sezonul 5 a fost puntea dintre cele două ere, dar până atunci era deja prea târziu. Ben 10 și-a obținut cea mai mare parte a finanțării prin vânzarea jucărilor, iar cu serialul difuzat de atâta timp și abordând un ton mai matur, audiența a îmbătrânit. Fanii încă erau acolo, dar își pierdeau interesul pentru cumpărarea jucărilor și a produselor tematice. Cartoon Network spera să atragă mai mulți telespectatori dintr-o audiență mai tânără cu Omniverse, dar asta a dus doar la pierderea majorității fanilor pe care îi aveau deja, bazându-se pe publicitatea lor. Blox a avut un rol important în decăderea Omniverse, deoarece a dat impresia că animația este mai copilăroasă decât era în realitate și a fost tratat ca extraterestrul emblematic al reclamelor serialului, la fel cum era Heat Blast și Swampfire în seriale anterioare. Cu toate acestea, în serial, Blox nu este folosit aproape deloc așa cum te-ar convinge reclamele, iar serialul a abordat multe elemente mai complexe pe parcurs, depășind uneori chiar Ultimate Alien. Dar odată cu declinul vânzărilor de jucării, Omniverse își pierdea finanțarea, iar Cartoon Network a difuzat ultimele 3 sezoane la 6 dimineața în speranța de a recupera o parte din bani și de a obține reduceri de taxe, oferind intenționat animații note proaste. A fost o soartă similară cu cea pe care a suferit-o anterior Generator Rex. Omniversul se prăbușea, iar Cartoon Network a făcut tot posibil să-l ducă la faliment. Ben 10 a fost o animație plină de schimbări constante în ceea ce privește personajele, continuitatea, tonul și stilul artistic, a devenit foarte dificil să fii fan al animației în întregime. Dacă există ceva important pe care îl apreciai la serial, șansele erau că se va schimba pe parcurs. Universul său distrus de cerințele canalului din ce în ce mai mult, ce altă opțiune a rămas decât să-l restarteze? Stilul artistic este distractiv și la o primă vedere pare a fi o copie a lui Steven Universe, dar are multe elemente care îi oferă un farmec aparte. Sună cunoscut? Animația este de asemenea foarte fluentă, ceea ce poate fi observat pe deplin în secvențele de transformare. Nu există îndoială că este un regres față de francizia originală, totuși. Personajele nu au personalități distincte, în special bunicul Max, care ar putea nici să nu apară. Și în afara episodului special în 4 părți, niciunul dintre episoade nu contează cu adevărat în ceea ce privește povestea. Este un serial creat pentru a distra copiii și a vinde jucării și pare să se descurce foarte bine. Problema cu noul serial este că vine cu o listă de așteptări pe care cele 4 seriale anterioare le-au stabilit și nu deplinește nicio dintre ele. Trebuie să tratezi animația ca pe o entitate separată, chiar dacă poartă numele Ben 10.